Un trafic de influență pe care, potrivit procurorilor, Ionel Arsenel l-ar fi exercitat față de sau pe Agenția Națională de Integritate. E bine, acum în exclusivitate, domnilor și domnilor, am avut timp să săpăm așa în jumatea asta de oră de când am aflat vestea și suntem în măsură, spuneam în premieră, să vă spunem, dar pe sursă, pentru că nu este bătut în cuie, cine ar fi denunțătorul lui Ionel Arsene, un denunțător care, mă rog, a avut în timpul în care Arsene era deputat, a avut un proces lung, de aproape 4 ani, cu Agenția Națională de Integritate. Până una alta, să vă spunem cine este Ionel Arsene. Este unul dintre susținătorii fervenți al lui Liviu Dragnea. Ionel Arsene, și o să vă arătăm imaginile, era prezent de fiecare dată în fața DNA-ului atunci când Liviu Dragnea a fost chemat de procurorii de acolo să dea lămuriri sau să-i se pună în vedere faptul că este suspect în cazul Teldrum sau Belina. Ionel Arsene a fost alături de Liviu Dragnea de fiecare dată, spuneam, când acesta a fost la DNA, dar Ionel Arsene este și unul dintre cei categorisiți drept apropiați și susținători al lui Liviu Dragnea în toate comitetele executive ale Partidului Social Democrat. În câteva minute vă voi spune cine este posibilul denunțător, ca să vedeți cum e cu coincidența. Alături de noi în studio, și le mulțumesc pentru acest lucru, avocatul Bogdan Bărbuceanu, bun găsit! Bună ziua! Valentin Ionescu, comentator politic, bun găsit! Nu sunt comentator politic. Iar nu sunteți. Eu la bază sunt consilier juridic și fac și consultanță management. Deci îmi fac și profesia și fac și vocația. Om de profesie și de vocație. Da, e bine, dar nu sunt comentator politic. Păi am zis că acum invitați. Comentăm politica asta. Și politica DNA-ului și ce o mai fi. În regulă, niciun fel de problemă, că ne lămurim. Bun, Ionel Arsene, președintele Consiliului. Îl știți pe domnul Arsene, domnul Vorbăceanu? Din media, nu? Da. Domnul Arsene este un tip extrem de interesant, un arhetip extrem de interesant, fost deputat PSD, președintele organizației PSD Neamț, a renunțat la deputăție pentru că a câștigat, mă rog, a ajuns președinte al Consiliului Județean Neamț, se află în vârful conducerii Partidului Social Democrat, iar domnul Arsene este acum, iată, arestat de procuror și arestat pentru 24 de ore pentru această acuzație. Este reținut, da. Da, reținut. Trafic de influență, spuneam, este potrivit unui martor denunțător, acesta i-ar fi dat 100.000 de euro pentru a interveni la Agenția Națională de Integritate într-un anume proces. Și zice așa rechizitorul, în cursul anului 2013, inculpatul Arsene Ionel, asta e rechizitoriu sau ce e asta, domnule? Nu e rechizitoriu, este probabil motivarea procurorului. Rezoluția, exact. Așa. Ori propunerea de arestare preventivă, referatul, ori okay. Inculpatul rezoluția Arsene Ionel, în calitate de deputat în Parlamentul României și președinte al organizației județene Neamț, a unui partid politic, a primit de la o persoană martor în cauză suma de 100.000 de euro pentru a-și folosi influența pe care lăsa să se creadă că o are asupra unor persoane din conducerea Agenției Naționale de Integritate în scopul de a constata nerespectarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese și regimul incompatibilităților în cazul unei persoane care la acea vreme avea funcție de conducere în administrația locală. Banii remiși de martor au fost dați într-un restaurant din București, mare atenție. Mă rog, i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile în conformitate cu prevederile articolului 309 cod de procedură penală și acesta va fi prezentat mâine judecătorilor cu propunere de arestare. Bun, și acum vine ce vine? Vine informația noastră. Din 2013 până în 2017, domnul Neculai Năstase a fost într-un proces cu Agenția Națională de Integritate. Domnul Năstase a fost mult timp primarul comunei Agapia din județul Neamț. Această informație este una exclusivă și e pe surse. Coincidența face că procurorii spun că un domn din administrația locală din Neamț l-ar fi contactat pe domnul Arsene
Iar noi am aflat că singurul cercetat de ani în toată această perioadă cât Arsene a fost deputat a fost chiar primarul, fostul primar din comuna Agapia, județul Neamț, cu numele său Nicolae Năstase. I-am cerut un punct de vedere, l-am sunat pe domnul Năstase. N-a vrut să intre cu noi în legătură directă, dar și-a spus că, domnule, nu e adevărat, este o minciună. Dar, domnule Bărbuceanu, din experiența dumneavoastră, așa, coincidențele astea sunt chiar așa, coincidențe întâmplătoare? Adică ăsta e șef de organizație PSD în județul Neamț, deputat, potrivit unui martor protejat, domnule, i-am dat 100.000 de euro, ăla a pierdut procesul, acum, definitiv, și netam, s-a fi gândit omul, bă, am cheltuit 100.000 de euro, ia să fac eu o treabă. E coincidență? Bun, la acest moment, sigur că noi trebuie să o privim ca pe o coincidență, pentru că nu avem o soluție definitivă în acest caz. Dacă s-a luat măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore și urmează să fie propus pentru arestare preventivă, înseamnă că are calitatea de inculpat. Dacă are calitatea de inculpat, înseamnă că împotriva dânsului s-a început urmărirea penală, s-a pus în mișcare și acțiunea penală, ceea ce presupune că parchetul a strâns suficiente probe pentru a face dovada judecătorului că s-a săvârșit prezumtiv, sigur, la acest moment procesual această infracțiune și că vis-a-vis de condițiile prevăzute de cod 223 cu privire la arestarea preventivă se impune luarea acestei măsuri. Acum, dacă vorbim decât despre această declarație, despre acest denunț al martorului din dosar, care nu se coroborează cu nimic altceva, sigur că probabil soluția va fi aceea de respingere a propunerii de arestare preventivă. Vom vedea în orele următoare. Și înseamnă că nu avem un dosar care să aibă la bază elemente probatorii solide. Și atunci procurorul, sigur, nu pot să spun din neglijență, poate din exces de zel, s-a grăbit în luarea acestor măsuri. La acest moment spun eu că nu ne putem pronunța nici că este coincidență, nici că faptele s-au săvârșit ca și infracțiuni, pentru că, repet, nu avem nicio soluție. Dar din punct de vedere juridic al codului de procedură penală, se presupune că există probe solide care au stat la baza acestei acuzări. Da? Tu, ca procuror, nu poți să faci o asemenea propunere în fața instanței de judecată a judecătorului de drepturi și libertăți fără să anexezi o serie de probe care se coroborează între ele și să ai la bază decât un denunț al unei persoane care poate minte sau poate spune adevărul, dar nu se coroborează cu nimic altceva, adică nu induce ideea că într-adevăr există posibilitatea săvârșirii unei infracțiuni, pentru că orice persoană poate să facă un denunț calomnios, vechea încadrare, actuala încadrare, inducerea în eroare a organelor judiciare, nu înseamnă că acea persoană față de care se face acel denunț trebuie să fie arestată preventiv, dacă nu sunt și alte probe. Păi, acum nu știm dacă acum avem decât această coincidență. Această coincidență nu poate sta la baza lorii unei măsuri preventive. Nu poate aprecia judecătorul că nu este o coincidență și că se coroborează... N-a spus că a fost arestat Arsene în urma unei coincidențe, ci doar că acel comunicat al procurorilor a fost unul sec. Pare a nu fi o coincidență, dar... Arsene ar fi primit de la un martor denunțător suma de 100.000 de euro ca să intervină domnul Ionescu la Agenția Națională de Integritate. Că judecătorul și acum vă spun așa, noi am aflat că din județul Neamț doar primarul din Agapia a avut un proces cu această Agenție Națională de Integritate, proces pe care l-a pierdut definitiv și irevocabil la începutul anului trecut. A pierdut procesul. Sigur, ne întrebăm dacă e întâmplător că a apărut acest denunț acum. Și atunci te gândești, e întâmplător sau nu e întâmplător? E firesc, dar nu este un temei legal. Nu avem suficiente informații. Deci fac abstracție de persoanele pe care le-ați numit și care sunt anonime publicului în general. Adică nu s-au evidențiat prin ceva anume. Dar separat de acest lucru, noi nu știm dacă persoana... Deci dacă în momentul de față parchetul a strâns probe numai pe baza unui denunț pe care l-ar fi făcut persoana ce a pierdut procesul, de pe care ați amintit-o, primar sau fost primar de Agapia. Nu știm dacă e așa. Poate că au fost surprinși chiar în momentul în care s-a dat plicul. Nici asta nu știu. Vedeți? Sunt foarte multe lucruri necunoscute. Deci nu poate să fie neapărat un act de răzbunare al cuiva pe motiv că n-a obținut satisfacție la o intervenție pe care a făcut-o cu bani. Da, plicul a fost și dat care... în 2013. Păi da. Și nu știm dacă nu cumva chiar nu, atunci au fost urmăriți. De unde să știm? Se prezumă că n-au fost pentru că s-ar fi luat măsuri. Sigur, s-ar fi luat măsuri încă de atunci. Eu nu am certitudinea că s-ar fi luat măsuri de atunci și până acum. Că
cât stă, adică sunt multe dosare care stau așa, nelucrare sau într-o lucrare lent. Infracțiunilor de corupție care ar fi săvârșite de către președinți. Deci că se rezolvă cu celeritate? Da, mai poate. Cert este că s-au dat banii respectivi ca să se dea mai departe sume de bani la funcționari din cadrul Agenției pentru Integritate. Acum că s-au dat, că nu s-au dat, iarăși e... Noi nu știm asta. Până la urmă, procurorii spun așa. Deci acest om a luat, a fost deputat, Arsene, a luat... Nu, 100.000 de euro. Da. Nu de ron, nu de lei. Nu, de euro. De euro, de euro, da. 100.000 de euro ar fi luat de la un martor denunțător pe care procurorii îl protejează, adică, da? Adică... Ca să intervină la ani, da? Ca acesta să nu mai aibă dosar. Acum... Eu mă uită, bă, cine să aibă dosar din județul lui Arsene, de trebuia neapărat să vină la București, la domn deputat, la capitală, să-i rezolve problema. Și l-am găsit pe domn primar, care nu mai e acum primar, că a pierdut procesul cu anii, Năstase de la Adapia. Mai sunați-l odată, colegi dragilor, spuneți că într-adevăr vorbim de domnia sa, să ne spună el dacă e adevărat sau. Aș mers pe logică deductivă. Dânsul a ajuns în instanță, deci se presupune că nimeni nu i-a rezolvat problema la nivelul instituției. Omul s-a judecat cu această instituție. Da, atunci, în 2013, a spus, te rezolv. N-a luat această sumă de bani prin săvârșirea infracțiunii de trafic de influență pentru a influența instanța de judecată. Dar vedeți că... Nu, nu instanța de judecată. Păi nu, tocmai de aceea zic. Domnul primar s-a judecat, înțeleg, cu cei de la ANI și a pierdut. ANI nu l-a rezolvat. Deci Arsene nu i-a rezolvat treaba, dacă mergem pe firul logic. Bine, dar acum... Esența problemei este un pic diferită. Deci noi nu putem judeca numai pe... Nu, suntem niște prezumții, sigur că da. Pe tărâmul dreptului procesual penal, pentru că nu avem toate elementele, nu știm ce conține dosarul. Problema, știți care este? Că, pe de o parte, ce constat eu? E o problemă de natură instituțională din moment ce oamenii au un asemenea comportament deviant sau infracțional la o scară atât de mare. Asta ar trebui să ne preocupe. De ce se întâmplă tot timpul așa ceva? Este legea de vină, dar nu mă refer la legea cu privire la sistemul de integritate. Ce legi sunt distorsionate de natură să genereze un asemenea comportament? Adică, sancțiuni, uitați-vă, da, dar sunt situații de următoarea natură. Dom'le, când eu dau bani, că aș fi fost declarat incompatibil. Poate nu este o sancțiune de drept penal acolo, ci interdicția de a exercita o funcție publică. Asumi în cazul ăsta o răspundere penală, pe lângă riscul de a nu rezolva problema. Noi bănuim că, să spunem, sunt situații și eu cunosc, am un prieten care a fost într-o situație similară, fără să existe sancțiunea penală. Dar este doar o sancțiune în sensul de interzicere pentru o perioadă limitată de timp de a ocupa o anumită funcție. Putem vorbi și de conflict de interese care este. Da, ai altceva. E în 161 și de acolo au dispărut, din păcate, ca urmare a strălucitei noastre guvernări, au dispărut o serie de dispoziții din codul penal. Din legea 161, mă scuzați. Și asta e rău. Deci, problema este de ce se comportă oamenii ăștia așa? De ce își riscă libertatea? Angajează niște sume destul de consistente, pe 100.000 de euro, mai ales la un om care provine din mediul rural, nu este o sumă neglijabilă. Și să dai tu suma asta de bani, de ce? Ca să fii în continuare primar și să determini o agenție și niște funcționari dintr-o agenție să renunțe la caz. Dar deci, adevărat, presupune, deci riscă sigur. Libertatea pentru așa păi ceva. Nu, stați un pic, că dacă tu ca primar, presupunem, vorbim ipotetic, dai 100.000 euro... Înseamnă că ai afaceri mari. Înseamnă că milion, sigur că deci miza, mizele deci miza sunt este tot una infracțională. Da, așa că nu vă contrazic. Nu vă contrazic. Problema cum ajunge acea persoană. Nu am discutat retorică aici. Să vă spun cum acest domn Năstase, pe surse, nu știm acum, presupus denunțător, domn primar din Agapia. Mai bine să-i spunem domnul X. Dar l-am sunat de 3 ori acum, îl sunăm, păi nu mai răspunde. Mai bine să spunem domnul X, că nu știm cine este. Domnul X acesta. Și nu știm dacă este persoana. Și dacă este persoana cu exact. Este adevărat. Se spune așa, că ar fi găsit de către inspectorii ANI pentru că era în Consiliul de Administrație la Asociația Crescătorilor de Animale, nu știu cum, nu știu cum de acolo. Nu, asociația, doar că e incompatibil.
compatibilă funcția de primar cu cea... Asta era incompatibil cu cea de primar, exact. Pentru că primăria a semnat două contracte de concesiune. Dacă nu sunt în situația cu povestea asta respectivă. Au fost, nu știu, a târât-o din 2013 până în 2017. Inițial a câștigat procesul. Și la Curtea Supremă, că s-au întors cei a pierdut pe toate căile, a pierdut, da? Definitiv și irrevocabil. Domnule Stase, vă salut, bună ziua! Vă salut și eu! Domnule Stase, vă întreb acum, dumneavoastră sunteți denunțătorul domnului Ionel Arsene? Mă uit cu stupoare la dumneavoastră, se pare că nu sunteți în direct, ori nu văd eu un direct la B1. Mă uit la televizor. Uite, vă fac din nu-mi vine a crede că puteți gândi așa ceva. V-am întrebat că n-am gândit, n-am afirmat că sunteți denunțatorul. V-am întrebat doar. Îmi dați voi un minut? Vă rog. Pe Ionel Arsene îl cunosc de copil. Suntem vecini. Eu sunt din Agapia, el e din comuna Grumăzești născut. Am tot respectul pentru el. Ce a făcut omul ăsta în calitate de deputat și președinte a Consiliului Județean pentru județul Neamț, nu a făcut nimeni până acum și să dea Dumnezeu să facă de acum încolo. Altcineva. Vis-a-vis de ce afirmați dumneavoastră sau ce gândiți, este total fals. Chiar mă uit cu amuzament la dumneavoastră, nu-mi vine a crede. Cum puteți gândi așa ceva? Este foarte adevărat că în luna februarie, în urma unui proces de 3 ani de zile, am pierdut cu ani. Fiind în conflict de interese, așa spun ei. Eu afirm cu tărie că nu am fost niciodată în conflict de interese, dar asta e altă situație. Nu mai sunt primar. Nu am nicio treabă cu acest denunțător, sau cum îi spuneți dumneavoastră. Și vă rog din suflet, dacă mai continuați, să-mi rezerv dreptul de a vă da judecată. Bun, până am dat judecată, eu nu v-am acuzat că dumneavoastră sunteți denunțătorul. Eu nu am acuzat nimic, eu am vorbit despre faptul că dumneavoastră ați avut un proces cu ani și l-ați pierdut. Am greșit până aici? Deci proces cu ani n-am avut numai. Eu au avut mai mulți primari din județul Neamț. Bun. Numai anul acesta, de fapt anul 2017, doi din primarii din județul Neamț s-au pierdut urmare procesului cu ani, respectiv Agapia și Bârgăoani, dacă nu mă înșel. Bun, vreau să vă întreb ceva, domnule Stase. Colaborarea dumneavoastră cu domnul Arsene a fost una în regulă, a spus, da? În calitate de cunoscuți din copilărie, dar și oficială, primar, președinte de Consiliul Județean sau deputat, da? Absolut. Bun, vreau să vă întreb, dacă îl cunoașteți atât de bine, cine credeți că ar fi putut să însceneze, eu știu, printr-o mărturie mincinoasă, o astfel de luare de mită? Suma mi se pare enormă. Aș vrea să vă răspund altfel, dacă îmi permiteți. Vă rog. Se pare că la ultima ședință a CEX-ului, domnul Ionel Arsene i-a cerut demisia postului prim-ministru. Atât vreau doar să spun. Și poate e o întâmplare la 3 zile, 4 zile cât a trecut de atunci, el este reținut de DNA. Dar mă scuzați, demisia fostului prim-ministru a cerut-o întregul CEX aproape, că nu doar domnul Arsene. Printre altele, domnul Arsenie a făcut niște afirmații acolo în CEX, din câte am înțeles. Tot de la presă. Da, vă asigur că n-are nicio legătură. Da, nici. Bun, cum a fost primit în vârstă? Ionel Arsene a fost acolo la dumneavoastră. Vă rog să vorbiți mai tare, sincer nu vă aud. Ok. Cum a fost primită vestea la dumneavoastră acolo, printre cunoscuți și în aparatul de partid, că președintele filialei Neamț, Ionel Arsene, a fost arestat de către procurori? Eu personal vestea am primit-o în mașină, întorcându-mă de la Consiliul Județean. Vestea mi-a fost dată de actualul viceprimar a Comunei Agapia, cu atribuțiuni de primar. Nu am avut timp să vorbesc cu colegii mei. Personal îmi pare sincer rău și consider că nu merita acest lucru și nici nu cred că a făcut acest lucru de care este acuzat. Mai departe vom vedea organele abilitate ce vor stabili. Da, are cineva la nivelul ăla, dincolo de speculația despre care vorbiți dumneavoastră și o să o comentăm și noi aici în studio, la nivel local, are Arsene dușmani atât de puternici și de influenți încât să determine o astfel de mărturii, de șpagă, de 100.000 de euro? Nu cred. Repet, mă amuz când aud de 100.000 de euro și chiar mă uit Năstase, Ionel Arsene și așa mai departe. Dacă vreți o părere tot sinceră, consider că 95% din primarii din județul Neamț îl apreciază pe domnul președinte al Consiliului Județean, chiar și unii de la opoziție.
Am înțeles că acum sunteți consilier al primarului, nu? Exact, sunt consilierul personal al primarului. Dar este adevărat că domnul Vasiliu este acum primar, nu? Da. Este adevărat că și domnia sa are probleme cu anii? Este foarte adevărat. Dacă vreți să lungim discuția, pot intra în amănunte. Să-mi confirmați sau să-mi infirmați. Da, este foarte adevărat. Bun. A avut o primă chemare la Curtea de Apel Bacău, unde a câștigat și probabil urmează la Înalta Curte de Casație. Am înțeles. Bun, deci domnule Stase, dumneavoastră nu aveți nicio legătură cu cazul Ionel Arsene, da? Absolut. Ca să punem punctul pe finalul propoziției. Mulțumesc, aveți o zi bună. La fel și dumneavoastră, numai bine. A lansat o ipoteză interesantă fostul primar din Agapia, aceea că, mă rog, sistemul reacționează. Tudose fiind omul sistemului. Haideți că o traduc eu pe bune. Tudose fiind omul sistemului și cum a plecat Tudose, cum a început vânătoarea de baron PSD. Da, eu vreau să vă spun un lucru, că tot au teoriile astea cu stat paralel, cu lumea informală, cu nu știu ce. Judecata noastră și noi doi suntem oameni rezonabili aici. Dânsul chiar e un practician în domeniul ăsta, eu sunt practician într-un alt domeniu mai mult, așa. Nu ne permitem să judecăm în termeni informali. Chestia asta chiar mă oripilează. Deci, în momentul în care apare o situație de acest gen, de analiză pe un caz penal, e bine să discutăm pe o informație certă, credibilă măcar, și care oferă posibilitatea celui care face analiza să emită niște judecăți cât de cât corecte. Acum, referitor la ce a spus domnul fost primar, asta este, cum să vă spun eu, o concluzie care ține cont de niște circumstanțe, de o lume informală, că ar putea să fie, ar putea să nu fie, și intri deja pe un tărâm de speculație. Înțelegeți? Adică nu, că ar putea domnul Tudose să fie... Uite, eu nu cred treaba asta. Că domnul Tudose are acte de răzbunare. Eu, nefiind admiratorul domnului Tudose, credeți-mă, chiar n-am fost, l-am criticat de nu știu câte ori. Dar ideile astea mi se par un pic inocularea în public a ideii că lumea este persecutată când bagă bani în buzunar, mită sau dă mită, scuzați-mă, așa ceva e inacceptabil. Dar tot dumneavoastră vorbeați de faptul că există dosare care stau la sortar, da, sertar și sunt scoase, da, în anumite momente, da, importante. Asta denotă faptul că există și în anumite autorități publice situații care, într-adevăr, sunt oameni puși acolo care judecă tot informal după niște interese și nu în mod legal. Ceea ce iarăși nu este corect. Așa cum sunt situații în care poți să ai o intervenție tu din parchet, da, disproporționată în raport cu faptele pe care și probele pe care tu le administrezi. S-au întâmplat și situații de genul ăsta. Adică nu sunt absurd să cred că justiția este imaculată. În niciun caz. În niciun caz. Dar a pornit un val general de autovictimizare a tuturor celor care sunt acuzați penal de câte ceva. Ori chestia asta la un moment dat devine grețos, foarte grețos, pentru că nimeni, niciun om rezonabil nu poate să creadă, bun, ai un caz, ai un accident, ai erori judiciare, există erori judiciare și sunt blamabile, condamnabile. Doamne, nu poți să spui că toți sunt așa. Adică absolut, toți sunt ingerași, însă, toți sunt imaculați și sunt victime, însă, ale unui sistem. Care zilele sistem? Acesta, până când, da, doamna Vasilica Viorica, da, Dăncilă a fost nominalizată de către președintele Klaus Iohannis drept nou, da, premier al României, de dimineață noi am avut treabă foarte multă cu DNA-ul. Da? A venit și Sevil Shaideh, a apărut nu știu care, foarte s-a extins urmărirea penală, ați informat în dosarul Teldrum. Și... stați o secundă, astăzi l-au chemat pe Pamukcean și pe, da, Pinalti din nou. Și ar fi tot trebuit așa, ca DNA-ul să-și înceteze activitatea zilele astea, tocmai ca presa, să nu facă speculații. L-ați dat afară pe omul sistemului Tudose. Da, și sistemul se răzbună. Niciun are nicio legătură. Ăștia sunt dosare instrumentate PSD, de câteva luni de zile sau chiar sigur mai vechi. Da. Sigur și sigur da, astăzi s-au făcut niște acte procedurale în aceste dosare. Știți, eu aș vrea un singur lucru. Caz, poate că a emis citații cu mult înainte de căderea guvernului. Domnul, da, coleg, un singur lucru, vă rog să rețineți. Noi în România niciodată nu facem, de pildă, o analiză comparativă, scenarii, da, o analiză comparativă, să vedeți că și în alte țări din Uniunea Europeană sunt oameni cercetați penal, în politică, condamnați penal, absolut,
Deci nu suntem noi unici în Uniunea Europeană. Corupția și aici există o persecuție de nu știu care. Corupția e chiar mai mare în alte țări europene. Da, da, da. Poftim? Aia își dau și demisia de onoare când li se întâmplă da, chestia asta. Da, sau nu își dau. Deci exact ca la noi. Exact ca la noi. Ca să vedeți și dumneavoastră, domnilor. Nu știu dacă exact ca la noi. Da, m-am gândit să vedeți de unde pleacă valorile. Vorba cântecului, de la țară vin și domnii, da? Păi și am aflat cu stupoare că, de exemplu, doamna Viorica Vasilica Dăncilă și doamna Carmen Dan au fost în copilărie vecine. Și atunci am trimis săgeata la videle. Săgeata e acolo și să vedem, Cătălin Grădinaru, dacă ne vezi, dacă ne auzi, îți spunem bun găsit. Bună seara și vouă. Bună seara și vouă. Ce făcure da. Vrei acolo ca să o dăm pe Oltenește? Fii atent, ce Cătălina. Să facem? Auzi? Te rog. E cald. E cald în studio la voi, da? E cald, e frumos, nu? Ce să faci, mă, Cătălin, asta? Aici e cam strânge. După capacități. Uite, în blocul din spatele meu, da? Locuiesc atât doamna Viorica Vasilica Dăncilă, cât și doamna Carmen Dan. Mai locuiești doamna acum? Viorica... Băi, scoteți-l pe grădina, da, 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 da. Toată ziua. Azi dați-mi blocul să văd și eu. Zii, Cătălin, ăsta e blocul. Da, așa, așa. Da, ăsta e blocul. Aha. E un bloc de la Petrom. A, da, da că, așa că dânsa a fost, nu, soțul i-a angajat da, da, da. Petrom și dânsa a lucrat pe acolo. Dați-l mare să-l vedem. Deci, tu ești la videle acolo. Ia spune, mai vorbi cu vecinii da. Și aduc aminte de foala țării, că de acolo cu pleacă, pleacă da, doi importanți politicieni, că... demnitarea statului român. Da, cu vecinii nu prea am putut să vorbesc, că n-am găsit niciunul, e pustiu pe aici. Am vorbit cu lumea prin oraș. Sunt împărțiți, dar majoritatea o consideră pe doamna Dăncilă foarte bună, o sfântă, ce să mai zic. Dar stai puțin, spune-mi, rog, Cătălin, da. Spune-mi și mie, te rog da. Frumos, la ce etaj a stat Carmen Dan, la ce etaj a stat doamna Dăncilă, te-ai uitat și tu deci, pe avizier. Doamna Dăncilă stă în continuare la etajul 1. La etajul, la etajul 1 aici. Unde, acolo, unde-s geamurile da. Albe? Cu termopanul? Nu, nu, mai în partea cealaltă, cred că, da, deci cred că acolo, da. Am înțeles. Așa. Și deci nici nu, nici nu prea ai pe cine să întrebi. E acolo la parter, doamna la scara Carmen cealaltă. Hai, la scara nu, cealaltă. La etajul 2, la scara cealaltă. Mai e o scară în spate. Băi, dar lărgeți și voi cadrul ăla. Da. Faceți un tur să văd și eu împrejurimile. Că totuși ar trebui să ne să facem dacă... tur, păi... Păi dacă telespectatorii... Păi nu știu să luăm... Luați, dați cu camera și în stânga și în dreapta. Dacă telespectatorii uite, dă cu camera și în stânga și în dreapta. Acum... Într-un oraș din România, să știe că deci, în tolba, cum e, în tolba fiecărui soldat stă bastonul de mareșal, nu? Da. Adică cine a stat la astfel de bloc normal. Ar putea ajunge premier. Domnule Ionescu, a, domnule, că auzi, nu facem mișto, dar uitați acum, uitați-vă ce frumos e. Domnul Botin, da. Să mai zică cineva că sunt românii misogini, uite, avem prim-ministru femeie și, de fapt, românii au mai făcut o premieră, prima ministru din lume, din istorie, a fost Ana Paucăr, deci... Am să te contrazic, de... să știi că n-a fost Ana Paucăr, ci a fost doamna Bagdasar în 1941. Dar asta contează mai da, puțin. Deci a fost ministrul sănătății, Paucăr da. A fost ministru, dar nu mai contează asta. Oricum, ceea ce ne-a arăs tu da. Este locul de unde poate a plecat valoarea la nivel central. Dar spune-mi, te rog, cei de acolo, da. Din videle, că sigur i-ai întrebat, ce spun de Dragnea? Da. E, să știi că am avut și un domn care a înjurat foarte tare, l-a înjurat pe domnul Dragnea, că nu face, că nu drege, că a dus județul de râpă, că a furat. Mi-e și frică să spun așa de ce lucruri a zis. Așa, însă, să știi că restul sunt un pic cam speriați așa ca să vorbească. Nu prea au curaj să zic așa. Am fost într-o pizzerie unde am aflat, de exemplu, că doamna prim-ministru a candidat de două ori la primăria Videle și a pierdut de două ori. Adică destul de interesant. Nu poți să câștigi primăria de la Videle, dar ești prim-ministru. Dar pe omul pe da. Care a pălmuit-o pe doamna prim-ministru l-ai găsit, că am înțeles că și-a luat nu două găsit. De la un nu, adversar nu. PDL de acolo din Videle în momentul da, în da, care da, se, da, jucau, da, deci... se jucau de-a lipitul afișelor la un moment dat, Cătălin. Da, păi de fapt acel eveniment a scos-o în lumina reflectoarelor pentru prima oară pe doamna Dăncilă. Atunci s-a auzit de dânsa. Însă cuvântul de ordine, ca să zic așa, caracterizarea mea, din câte am auzit, este mediocritate. Deci nici prea rău, nici Cătălin, cu toate că există niște mare, fisuri acolo. Ține vreo 24 ore la Videle, așa ca să simți că...
Spunem așa, în orașul ăsta patriarhal, așa, este acum, cum se spune la locutorii de acolo? Videnii, nu? Deci, să nu vă gândiți la Videanu. Videnii. Da. Videnii sunt mândri, da, așa că din mijlocul lor au plecat două valori perene, da, demnitarilor români? Ca, băi, nu prea, cam blazați așa, având în vedere cât de dezolant e orașul, lumea e cam blazată, să zic așa. Dar ce film? Dar aș putea găsi pe cineva... Vrei să... Hidrocentrala, da, da, vrei să termocentrala. Dacă, auzi, dacă vrei, vrei pe cineva entuziast care o iubește pe doamna Dăncilă, am o doamnă lângă mine aici, coace, dacă ia, vrei. Ia întreabă, zi. Ia, ia veniți, doamnă. Ia, ia veniți. Ia, stați așa, stați lângă mine aici. Stați, stați lângă mine aici. Întreabă dacă o cunoașteți. Ce? Mariana din orașul Videle. O cunoașteți pe doamna Dăncilă? Da, o cunosc foarte bine pe doamna Dăncilă. A lucrat pe la Schelă, pe la Poiană, a fost o doamnă corectă, onestă și foarte deșteaptă pe unde au lucrat. Nu a auzit nimic de ea. Eu, așa că sunt aici în orașul Videle, o respect și mulțumesc la Dumnezeu că a luat prim-ministru și o rog frumos, dacă e, să desfințeze asociația de proprietari, că noi nu vrem de asociația de proprietari, așa, pentru că sunt oameni privatizați la asociația. Ia stați puțin, doamnă, dar sunteți mulțumită de guvernarea PSD, Dragnea? Da. Domnul Dragnea e cel mai onest om din guvern. Și partidul conduce bine, cel care îl negrează pe domnul Dragnea, să le fie rușine că Dumnezeu au grijă de ei. Na, uite, dar, asta e. Stai, vezi, pe cam doamna, asta e. Pe doamna, vreau să întreb, dar pe care o țin, o țin. Toate televiziunile care negrează România și toate televiziunile Videle și Telermanu să vorbească foarte frumos de noi, nu să spună că suntem săraci sau... Doamne, dar sunteți bogați? Nu sunteți bogați. Domnule, din puținul nostru dăm și la amărți. Noi din puținul nostru dăm și la amărți. Cătălin. Dar domnul Băsescu cu miliardele lui. Stai, ce face, domnule? Afară cu 7.000 de lei. Cătălin, vezi că ți-ai bătaie cu Oltencele rapide și iuzi la mânie. Întreabă-te păi, pe Carmen Dano. Să nu-mi iau vreo să... Am și eu 5 bani. Păi ia stați, pe Carmen Dano știți, pe doamna Dan? Doamna Carmen Dano, îi mulțumesc la Dumnezeu că a dat mafia afară din poliție. Și pe domnul ăla care tot îl punea pe după preș, bine a făcut. Bravo ei, cinste ei, bravo ei, doamna primă. Da, e, vezi, cam așa e treaba așa acum, Ana. Nu de la televiziunea, da, B1. Cătălin, nu mai negrați niciodată Videle și cu tine. Da, ia zi, te rog. Mă ceartă pe mine, zi ce vrea să-ți transmită, ia. Minciuni, când toată lumea vorbește. Ce vreți să-i transmiteți domnului Botin? Uite, că sunteți în timp. Care domnul Botin? Domnul Butin, de seară să vă văd că nu știu cum sunt. Vă rog frumos să spuneți onest. Și frumos la televizor, nu că orașul Videle așa, că Telermanul așa, că Parlamentul e așa, că Dragnea așa. Vă rog să nu mai spuneți nimic de Dragnea și toată averea lui Dragnea care i-a luat-o să-i o dați înapoi, care i-a făcut șmecherea cu Băsescu să-i o dea înapoi. Că așa sunt oameni cinstiți și onești. Așa, așa. Doamna, domnul Botin. Spune-i, Cătălin, că-i dau averea. Și cel care l-a jurat pe Dragnea să-i fie rușine. Și Dumnezeu îl vede și îi dă mai mult lui. Stați așa. Cătălin. Domnul Botin. Domnul Botin. Eu să vezi ce o furtu acolo acum de la Videni, că vin ăștia și te fugăresc că se uită la televizor, vezi cum te faci cu Olteanca. Da, tu-ți mai amintești de Muammar el-Gaddafi, că avea o gardă de doamne care l-apărau mereu? Eu mi-amintesc, dar ăla a fost așa un mega dictator, nu ăștia de-a noștri de acum. Așa e și domnul Dragnea, dacă te-ai luat de domnul Dragnea, uite, ia uite aici. Domnul garde, Dragnea e onest, domnule, gărzile. Asta este. O să cu mustăcioara lui vorbește frumos. Cătălin. Lui vorbește Cătălin. Frumos și nu jignește pe nimeni, da. Așa că vă Cătălin. Ia zi. Vezi că e zaibărul bun. Da, te aud. Zaibărul bun pe la... Te aud. Toate bune, mersi frumos. Domnilor. Vă rog să trimiteți caseta la Institutul de Antropologie din București să facă un studiu ceva mai aprofundat cu doamna. De ce? Da. Ce să vă spun? Este crem de la crem de televiziune. Adică eu, cum să vă spun, ca pe vremea, nu știu, comunistă, ați apucat-o. E, cum? Așa. Adică e foarte bună comunicatoare pentru o propagandă pe care o poți disemina în rândul unei populații cu același nivel de cultură în rândul ei. Discutăm pentru că reacțiile acestei doamne sunt reacțiile multor teleormăneni și a români. Și atunci trebuie neapărat să vorbim. Știți că e o treabă foarte serioasă. Am revenit, doamnelor și domnilor, împreună cu invitații mei, este de comentat și vom face acest lucru, ceea ce s-a întâmplat înainte de publicitate, aproape că ar putea face istoria
unei sondări a opiniei publice, mult mai importantă această opinie publică, care cu siguranță la ora 8 dimineața este la secția de votare, această opinie publică, care pe lângă faptul că vrea să se desfințeze asociația de proprietari de acolo, sigur are păreri foarte bine conturate despre oamenii care pleacă dintr-un loc, de la țară vin și domnii și ajung demnitari. L-am întrerupt pe Valentin Ionescu încă o dată. Era și domnul, avea o intervenție, am vrut să spun doar atâta. Problema trebuie studiată foarte serios, mai cu seamă de organizații civice și de partide de centru-dreapta, pentru că doamna cu pricina constituie un profil. E un profil cultural, un profil psihologic pentru un eșantion de populație din România care votează exact cum ați auzit. Deci au niște motivații pe care noi le considerăm ciudate, inacceptabile pentru un om normal. Dar eu nu susțin că nu e normală. Este normală, dar nivelul este atât de jos, adică atât de primitiv, încât îți dă de gândit și trebuie să vezi ce ai putea să faci ca oamenii ăștia să-și câștige o anumită formă de libertate, că ei nu știu ce înseamnă asta, o anumită formă de libertate de gândire. Ei nu au libertate de gândire și am impresia că se simt comod în această chingă, în această închisoare în care stau de când s-au născut sau de când au crescut de mici. Stau pentru că nu vor ieși de iasă sau pentru că sunt ținuți de liberat. Nu, și asta nu e ține și de ei. Ține și de ei. Da. Și care sunt partidele alea de centru-dreapta? Că nu avem. Partide formal, deci, formal există, cultural nu există. Acum, trebuie să spunem. Hai să vorbim despre un personaj, un arhetip, care îi mușca, mai avea un pic și lua la bătaie pe grădinarul, îi lua microfonul din mână, să zică că eu trebuie să-i dau averea înapoi lui Dragnea, că cine i-a luat averea lui Dragnea. Păi nu te supăra pe mine, Bogdan Borbeceanu, dar votul acelei doamne este egal cu votul tău. Așa este, dar nu, electoratul PSD nu este format numai din astfel de oameni. Sigur, e o doamnă respectabilă și doamna, dar cred că este mult mai complex electoratul care a votat PSD și că are numărul mare în procente pe care l-a obținut partidul. Deci nu cred că putem simplifica atât de mult lucrurile. Pe de altă parte, sigur că e foarte concret că noi nu avem o opoziție. Nu există un partid de centru-dreapta sau de dreapta în momentul actual care să fie o alternativă la guvernare. Dar nici nu exemplu este asta și despre alternativă la guvernare. Bun, dar atunci nu trebuie să ne mirăm. Sigur că asta e. Pe de altă parte, faptul că cele două doamne au stat în același bloc, sigur, într-un partid, până la urmă este o organizație privată. Se dar ce bloc, relații. Domnule Bărbăcean? Da, dacă ar fi stat la vile sau dacă ar fi avut o avere considerabilă, spuneam că ia uite, domnule, au cumpărat bloc, domnule, sistemul, deci un bloc din România, au dat bani ca să ajungă acolo. Interne și premierul României. Nu, dar știți cum este. Domnule, nu-i de joacă acolo. Când un personaj politic vine de jos, nu e bine. Când vine cu o avere în spate, corect. Vine și Tudor Barbu imediat la ora 17 cu Se întâmplă.